Domnule Vicențo Consoli, în 2000, Banca Italo-Romena a fost cumpărată de grupul Veneto Banca. Era prima investiție externă. Cum a evoluat Italo-Romena în acești 12 ani? Au trecut foarte mulți ani de când am venit în România. Atunci erau foarte multe societăți, companii care lucrau pentru grupul Veneto Banca și care au organizat în România acest grup. Și a fost o plăcere să-i urmăresc pe acești întreprinzători. Deci a fost o politică de investiție, cea pe care noi o numim Noua Europa. Și auzind despre România, am mers și în Croația, Moldova și de curând și în Albania. Este un drum pe care grupul Veneto Banca vrea să-l continue, pentru că ne gândim că în Europa zona bancară este de mare interes pentru grupul nostru. Care au fost produsele, serviciile, proiectele importante pe care le-ați dezvoltat în România? Sunt aceleași pe care le propune grupul în Italia? Da, deși trebuie să facem o distinție, în România este o bancă corporate, am urmărit îndeosebi societățile, companiile și am stat un pic mai departe de retail, cu atât mai mult cu cât acoperirea teritorială este destul de conținută. Acum avem, astăzi am început să dăm servicii și retailului, deci și familiilor, deci ne gândim să dezvoltăm mai mult acest departament, astfel încât să ne dezvoltăm în teritoriu. Cum interpretați criza ultima aceasta începută în 2008 în Statele Unite? Crizi pesantissima che si sta riportando le conseguenze quasi di una guerra. Simțim efectele crizei ca și când am fi avut parte de un război. Io mi auguro che îmi doresc ca vârful crizei să-l fi atins deja. Și sper, nu spun să ne revenim, dar măcar să existe o reabilitare, să sperăm că din 2013 putem cât de cât să ne revenim. În ultima perioadă se discută foarte mult despre criza datoriilor suverane. Așa cum se întâmplă în Grecia, în Irlanda, în Portugalia, Spania, chiar și Italia. Care sunt efectele pe care le produc datoriile suverane la nivelul zonei euro? Mi se pare că astăzi Europa a găsit convingerea că în cazul în care nu se găsește o rezolvare la problemele paesi periferici, de așa ziselor țări de periferie, cade tutta l'Europa. Va cădea toată Europa. Quindi Germania, Olanda, Germania, Olanda, Austria. Le società di rating oggi si stiano convincendo. Azi se conving că trebuie să găsească un echilibru în interiorul Europei. În Italia există mai mult de un milion de români. Aveți produse, servicii, v-ați gândit la această categorie în România sau în Italia, mai ales că interviul se va difuza pe TVR internațional. Questa intervista verrà diffusa anche sulla televisione romena internazionale. Un post pe care românii noștri de acolo îl văd foarte bine. Romenii possono benissimo seguire questa trasmissione. Avevamo immaginato di ne gândisem să creăm și să deschidem filiale ale băncii Italo-Romena în Italia, la Torino, Padova și Roma. Iar apoi am fost loviți de criză și ne-am oprit puțin. Eu am citit undeva că în Italia există aproximativ 30.000 de companii cu capital românesc. Asta înseamnă că există 30.000 de cetățeni români care au început inițiativele lor în Italia, în țara noastră. Care
credeți că sunt de țările din Europa, în acest moment de criză, care au capacitatea să evolueze, să se dezvolte, chiar și în această perioadă? Este clar că toată Europa poate să meargă un pic mai bine, dar țările din Europa de Est cred că pot să meargă mai bine și au mai multe posibilități de creștere față de Europa de Vest. Mă gândesc la România, sunt 22 de milioane de cetățeni. Mi se pare că în ultimul timp s-au găsit multe zăcăminte de metale. Deci există posibilitatea dezvoltării agriculturii. Industria manufacturieră care la un moment dat avevano delocalizzato anche in paesi lontani, la Cina, au instalat în țări îndepărtate, în China, în partea de Orient, acum se întorc. Deci mă gândesc că această parte a Europei are mai multe posibilități de dezvoltare.